Aș vrea să mărturisesc ceea ce cred din toată inima mea. Că Hristos este viu în vecii vecilor. Amin. Indiferent ce ar spune, așa cum spunea poezia sorei Adriana, știința, pe nedrept, spune cuvântul lui Dumnezeu, că-s numiți înțelepți. De fapt, înțelept este omul care se teme de Dumnezeu. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Că frica de Domnul e începutul înțelepciunii. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că înțelepciunea oamenilor pentru Dumnezeu, vă las pe dumneavoastră să spuneți, ce este? O nebunie. Și înțelepciunea lui Dumnezeu pentru oameni, pentru înțelepți, pe nedrept numiți înțelepți, înțelepciunea lui Dumnezeu este o nebunie. Crucea lui Hristos pentru ei nu poate să o înțeleagă. Ar vrea ca în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, să împărtășesc câteva gânduri din cuvântul lui Dumnezeu și nu numai din textul din care l-am citit, dar să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri despre dovezi în favoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Vedeți dumneavoastră, în societatea în care trăim, și îmi place ca să spun lucrul acesta, facem parte, vrem, nu vrem, facem parte din această societate. Într-o măsură sau în alta, în funcție de alegerea noastră, ne aducem aportul la această societate. Atunci când am venit pentru prima dată în Canada, aduceți-vă aminte, poate că ați avut același sentiment ca și mine. Parcă era așa de frumos. Eu am avut harul să trec și prin Germania, am trecut și prin Belgia, și prin Olanda, și prin Luxemburg, și am vizitat mai multe țări. Dar parcă atunci când am venit în Canada și mi s-a dat o libertate ca și cum du-te și ia-ți apartament singur, stai cu cine vrei, stai unde vrei, poți să muncești dacă vrei să muncești, parcă mi s-a dat un sentiment de o societate foarte bună și bine organizată. Și atunci mi-aduc aminte că am făcut o rugăciune și am spus așa. M-am rugat lui Dumnezeu și am spus așa. Aș vrea să fac parte din cetățenii țării de aici și să mă binecuvintez pământește cu munca mâinilor mele. Mi-aduc aminte de unii prieteni cu care am venit, care îmi spune așa. Am să mă duc în Canada și am să joc la Loto Quebec. La Siscaraneuf. Și n-am să mai muncesc. Am auzit că se câștigă așa, se câștigă așa. M-am gândit, n-are cum să fie adevărat ce spuneau. Și am zis, Doamne, vreau să mă binecuvintez în țara aceasta cu munca mâinilor mele. Nu trebuie niciun cent și niciun dolar de la nimeni. Ceea ce muncesc, aia să-mi dai. Și am avut un sentiment așa că aș vrea să contribui și eu la societatea aceasta în partea pozitivă. Ceea ce am și făcut. Și o fac până în ziua de astăzi. Dar poate, după câțiva ani, și de aia am spus la început, poate aveți același asentiment ca și mine. După câțiva ani, parcă ne-am dat seama că, mă, lucrurile nu stau chiar așa cum le-am văzut la început. Ori am fost eu prea tânăr la început și vedeam totul roz, ori acum, poate la 45 de ani, vezi lucrurile și ai vrea să fie mai conservatoare și nu sunt. Te uiți de Crăciun când te desparți de colegii tăi care îi cunoști. Lucrezi la un loc de muncă de vreo 18 ani, la același loc de muncă. Și îi cunosc, au fost oameni care au venit și au plecat. Unii s-au dus la pensie, alții trebuie să plece în curând. Și îi cunosc fiecare, acum am discuții cu ei în fiecare zi. Crezul lor. Crezul lor. Și oameni mai în vârstă îmi spune, înainte, în societatea canadiană erau oamenii în felul ăsta religioși. Dar am observat că ei, nici unul dintre ei, nici
91. Nu mai cred în Dumnezeu. S-au declarat și au spus, noi suntem atei. De mai multe ori am avut o confruntare cu ei și am spus așa, voi mai mari eforturi faceți ca să spuneți că sunteți atei decât eu că sunt creștin. Pentru că mie îmi vine simplu să crezi Scriptura. Dar voi în fiecare zi trebuie să negați adevărurile care le vedeți ale lui Dumnezeu. Dar ce se întâmplă? La fiecare Crăciun, ei dă mâna cu tine și spune Crăciun fericit. Îți spune Joyeux Noël. Măcar că spune că nu prea atenționăm în Iisus nici în Dumnezeu. La fiecare Paște, când plecăm, ne salutăm, dăm mâna cu unul cu celălalt și îi spune Paște fericit. M-am întrebat. Acum, ce să mai cred despre societate. Dar de fapt oamenii în mijlocul cărora trăim reprezintă societate. Același lucru se întâmplă cu tinerii noștri la școală. Vă aduceți aminte că știința în vremurile noastre, mi-aduc aminte 2-3 ani în urmă, a fost o mare învălmășală acolo la televiziune și au spus, aducem dovezi că Domnul Iisus de fapt n-a înviat. Că a fost căsătorit, că a avut copii, că ei au descoperit undeva acolo, în zona aceea, au descoperit un mormânt, unde era îngropat, zicea ei, o familie, păi el îl chema Iisus, păi ea nu știu cum o chema Maria, dar vrea să vă spun ceva. În vremea aceea, în zona aceea, erau plini și mulți pe care chema Iisus și Hristos, și Maria și Iisus. În vremurile noastre, și pot să spună fratele Adrian, că a fost în Grecia. Frate Adrian, sunt mulți pe care cheamă Hristos în Grecia. Eu am văzut, erau mulți, și în zilele noastre. Și această știință, așa cum spuneam, pe nedrept numită știință, încearcă să lămurească oamenii. Că măi, de fapt, Hristos despre care vorbiți voi n-a înviat. Aș vrea să vă spun, frați și surori, cu toată curăția de inimă. Hristos este viu în veci veci. Indiferent ce spune oameni. Mi-aduc aminte, cu ani în urmă, când eram încă în România, cineva îmi spunea o întâmplare, undeva în Cluj, venea cineva în ziua de Paști, făcea naveta cu trei. Și indiferent că erai penticostal, baptist, ortodox sau ce creștin erai, în ziua de Paști era același salut. Nu? Hristos a înviat. Pe mine m-a corectat o vecină, care toată ziua îi zicea să rămână, dar în ziua de Paști tot să rămână, i-am spus. Eram copil. Și m-a prins de mâine că și-o dat să nu-i mai să rămână. Astăzi Hristos a înviat. Și cineva mi-a spus că o călătorit, a venit cu naveta la Cluj, spre Cluj, în ziua de Paști și a intrat în compartiment unde avea bilet. Acolo era o singură persoană. Citea dintr-o carte un om care părea cu cultură și i-a spus Hristos a înviat. Persoana aceea cu aroganță nici nu și-a ridicat, spunea privirile să vadă cine spune, cine salută. Dar i-a spus, probabil. Aș vrea în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, în minutele care ne-au rămas, să vorbim despre dovezi în favoarea învierii Domnului Iisus Hristos. Prima dovadă care eu în dimineața aceasta o simt și pot să o spun, știți care este? Faptul că noi suntem aici. Faptul că noi suntem aici, noi nu ne-am adunat în numele unui mort. Nu ne-am adunat în numele unuia care o trăi nu știu când, unui profet. Nici în numele lui Avram, nici al lui Isaac, nici al lui Iacob, nici al lui Moise. Noi ne-am adunat aici în numele Domnului Iisus Hristos. Și ne-am adunat aici ca să declarăm că El este viu în vecii vecilor. Și lucrul acesta, noi venim să ne sprijinim unii pe alții. Nu vreau
să contrazic pe frații care vin aici. Dar vreau să vă spun ceva. Chiar dacă suntem slabi și suntem neputincioși, Domnul Iisus Hristos spunea în ultimul verset din Evanghelia după Matei, iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul viacurilor. Chiar dacă ne simțim slabi, grei de multe ori și am nevoie că înaintăm pe cale, aș vrea să vă spun, promisiunea Domnului Iisus Hristos este valabilă și în zilele noastre. El este cu noi până la sfârșitul viacurilor, lăudat să fie numele Domnului. Faptul că noi suntem aici este dovada învierii Domnului Iisus Hristos. De ce spun lucrul acesta? Ucenicii și fratele Iosif vorbea aici joi seara pentru cei care a fost, vorbea dintr-un text în care spunea că și ucenicii s-au îndoit. L-au văzut pe Domnul Iisus Hristos după înviere. Unii au crezut, s-au închinat, iar alții s-au îndoit. M-am întrebat și spuneam și atunci, vă aduceți aminte, cu vreo două săptămâni în urmă, când am vorbit despre cei doi ucenici în drum spre Emaus. Oare fizionomia Domnului Iisus după înviere a fost schimbată? Și-au schimbat hainele? Oare și-au schimbat vorba? Oare și-au schimbat înfățișarea? De pur și simplu stătea în fața lor și nu recunoșteau că este El. Nu-L recunoșteau că este El. Domnul Iisus Hristos ne spune și vorbea aici fratele Iosif joi seara, și așa cum am spus, unii au crezut când s-au întâlnit a doua oară pe munte, acolo unde am spus, în Galileea, pe munte ne vom întâlni, și alții au rămas oarecum îndut, mă, oare El este sau nu El este? Una dintre atribuțiile Domnului Iisus Hristos aici pe pământ când a fost, știți una dintre calități care a fost? Să facă minuni cum n-a mai făcut nimeni alt. Aceasta a fost o dovadă că este una dintre dovezi că este Fiul lui Dumnezeu. Păi, frați și surori, să te duci la un mormânt, omul să fie mort de 4 zile mormânt și familia să spună, lasă-l în pace pe Lazar, că deja miroase. Să te duci la mormânt, să stai în fața mormântului și să poruncești. Să spui, Lazare, ieși afară. Și să iasă om afară legat, eu nu știu cum a ieșit. Să-l vezi că este vin. Dragii mei, dacă ați întâlni un astfel de Hristos, ați crede că El este Hristosul Fiului Dumnezeu? Cu ochii de carne e ușor să crezi în minuni. Domnul Iisus Hristos, în această întâmplare, în această arătare, în această dimineață, s-a arătat și a făcut o minune. A făcut o minune. Ucenicii aceștia s-au dus, dacă vedem din versetul 2, i-am numărat, erau vreo 7. S-au întors înapoi din Ierusalim, s-au dus înapoi în Galileea, de fapt, de unde erau ei de origine. S-au dus acolo pe lacul acela Galilei să pescuiască. Erau toți pescari. Așa nu erau oameni învățați. Erau toți pescari. Pescar de meserie. Pescar de meserie. Om care are 20-30 de ani în pescuit, dar nu trebuie să spun eu să meargă fratele Mircea care n-am pescuit. Să mă duc să-i spun, auzi, toată noaptea ai stat și nu știu ce ai făcut. Tu n-ai prins pește. Acum vine fratele Mircea și spune, măi, arunc o parte cealaltă dreaptă. Nu știu câți dintre noi m-ați luat de serios. Domnul Iisus Hristos aici mai vorbește despre o pescuire. Și o găsim în Evanghelia după Luca, în capitolul 5. Aici același lucru s-a întâmplat. De două ori ucenicii au pescuit prin minunea Domnului Iisus Hristos. Și aceasta era la începutul lucrării Domnului Iisus Hristos. În Luca, în capitolul 5. Aici, iar tot același fel.
Era cu prietenii lui la pescuit, cu multă experiență de pescuit, și Domnul Iisus Hristos le-a zis: auzi, Petre, aruncă și voi mreaja în partea dreaptă. Aici Petru s-a cam dat înapoi. Și îi spune Domnul Iisus: Doamne, noi toată noaptea am încercat să prindem pește. Și n-am prins nimic. Cu alte cuvinte, îngăduiți-mi să mă duc mai departe. Eu pescar, poate din neam în neam, și tu tâmplar. Acum nu știu cât să mă duc pe cuvintele tale. Tu să-mi spui cum să fac. Imaginați-vă cei care aveți, care lucrați cu geamul. Sunt mai mulți, binecuvântați de Domnul. Eu nu cunosc nimic în geam. Am lucrat o singură zi și nu mai am. Nu mi-o plăcut. Dar imaginați-vă că dumneavoastră lucrați de 15, de 20 de ani și ceva nu vă reușește acolo. Și trece și fratele Mircea sau fratele său, oricare frate. Trece prin trecere pe acolo și zice: auzi, încearcă și tu în felul ăla. M-ați luat de serios? Poate mai întreba, mă, dar tu de când lucrezi în geamul și noi nu știm? Sau în oricare meserie. Ei, Petru a făcut același lucru. Doamne, dar noi ne-am trudit toată noaptea. Ce sens are să mai aruncăm? Dar noi toată noaptea, jumate a fost în partea stângă și jumate mreaja în partea dreaptă. Dar Petru a spus acolo un lucru care l-a făcut pe Petru să se pocăiască, să-și vadă, să vadă într-adevăr cu cine are de vorbă, cu cine stă de vorbă. Și-a spus: dar Doamne, la învățătorul, la cuvântul tău, o să facem așa. A ascultat Petru, a ascultat. Vrând nevrând, nu știu ce-a făcut acolo. În inima lui. Dar cu faptul a ascultat. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că o prins pește. O prins pește mult. Petru când s-a văzut în față la această minune, și-a dat seama că e minune, nu e loto pe bec, din întâmplare. O venit pești, exact atunci când a fost Domnul Iisus, a fost pești în partea dreaptă. Și-o dat seama. Și Petru a spus niște cuvinte care, poate de multe ori, mi s-au urcat la mintea noastră și aceste cuvinte. Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Atunci când te afli în prezența Domnului Iisus Hristos, îți vezi neputința și îți vezi păcat. Atunci când te afli în fața puterii lui Dumnezeu, atunci îți dai seama că tu ești om și El este Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. În acest text din ziua de astăzi, Domnul Iisus Hristos a făcut aceeași minune. Avea cel puțin două lucruri de rezolvat Domnul Iisus Hristos aici. Unu, el era ca să întărească credința ucenicilor. Aduceți-vă aminte căci atunci când Domnul Iisus Hristos a înviat, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a făcut un mare cutremur de pământ, un înger din cerul a coborât, a dat piatra la o parte, s-a făcut cutremur, s-a zguduit pământul, soldații au căzut ca morți. Și Domnul Iisus Hristos a înviat. Oamenii aceștia s-au dus în cetate și au spus preoților: uite ce s-a întâmplat. Și preoții a avut o idee nu din Duhul lui Dumnezeu. Nu știu din ce duc a avut, dar era un duc străin. Și-a spus așa: auzi, noi vă dăm bani, eu mituit. Noi vă dăm bani și spuneți că au venit ucenici în timp ce noi dormeam. Și l-au furat. Dar aș vrea să vă întreb pe cei care au făcut armată. Ai voie să dormi când ești în strajă? Ai voie să dormi? Eu am dormit. Dar știți cum am dormit? Mi-am luat arma și mi-am băgat-o aici, sub haină. Și m-am pus pe bun. Și am zis, dacă vine, că era cineva care avea
răul obicei să vină să te vadă că dormi și să-ți ia armă. Și plăteai scump. Era 2 ani de zile la carac. Batalion disciplinat, pușcării. Și după 2 ani de zile, după ce mutai bolovanii de la soare la umbră și după aia de la umbră la soare, veneai înapoi în unitate și îți continuai serviciul cât s-o mai rămas. Un an sau un an jumătate, nu știu cât s-o mai rămas. Și omul acesta plângea soldații care dormeau. Și eu am spus, măi, eu nu pot să stau. 4 ore, miezi de noapte nu stau. Și îmi luam arma și mă puneam și mă puneam, mă duc, sans, dacă vine să ia, trebuie să mă trezească pe mine. Și apoi ia. Ei, oamenii aceștia au stat și spune că au dormit, au dormit. Dar acești preoți au fost, haideți să folosesc termenul ăsta în franceză. Tremare. O zis, dacă dregătorul aude, ajunge la urechile dregătorului. Îl potolim noi. Ce să audă? Că voi ați dormit în post. N-aveți voie să dormi. Îl potolim. Totul a organizat. Ei, în Ierusalim și în împrejurem era două curente. Unul a femeilor, că Domnul Iisus Hristos este viu, și celălalt, ceea ce preoții au răspândit, că l-au furat ucenicii. Ucenicii aceștia, măcar că ei nu l-au furat, au fost afectați și ei de aceste curente. Că de-aia nu-L cunoșteau bine pe Domnul Iisus Hristos. Ei, Domnul